Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Invitații ediției de astăzi sunt Vlad Bătrâncea, deputat PSRM, bună seara, și bună. Sergiu Ungureanu, expert în energetică. Bună seara! Bună seara! După cum probabil v-ați dat seama, astăzi vom încerca să discutăm pe marginea ideii de majorare a tarifelor pentru energia termică și despre conferința nemijlocit pe care au desfășurat-o reprezentanții Partidului Socialiștilor în dimineața acestei zile. Domnule Bătrâncea, cu dumneavoastră aș vrea să încep să-mi spuneți, haideți să pornim de la starea de lucruri pe ansamblu în sistem. Ați intitulat și această conferință destul de sugestivă. Genocid social continuă, majorarea tarifelor. Această problemă s-a acutizat în ultima perioadă de timp? Da, neapărat trebuie să începem de la fază că iată am în fața mea cifre că în ultimii ani situația a degradat mult. Situația, în primul rând, nivelul de viață a populației. Iată, dacă guvernarea asta îi spune, precum că iată, cresc veniturile, crește salariul mediu pe economie, noi demonstrăm foarte simplu că este valuta de referință, este dolarul SUA, este euro. Și dacă e să facem trimitere la valută de referință, în ultimii 7 ani salariul mediu pe economie a devenit mai mic cu $40. Adică oamenii simt că veniturile care le primesc în lei tot scad și scad, și totodată vedem, observăm că au crescut în ultimii 7 ani, au crescut foarte simțitor și tarife și prețurile la mărfuri de primă necesitate și medicamente și așa mai departe. Și eu pot să vă spun că astăzi am făcut cu colegii analiză din 2009 încoace. Energia electrică a crescut cu 83%, apă și canalizare a crescut practic cu 147%, adică deja tariful este în 2,5 mai mare. Gazele naturale au crescut aproape în 2 ori, cu 80%. Încălzirea a crescut cu 64%. Dar care sunt argumentele pe care le invocă autoritățile? Nu, argumentele sunt diferite. Argumentele sunt diferite, dar noi astăzi am sesizat opinia publică și organele competente că există și scheme netransparente, sunt intermediare și există și fenomenul corupției, adică ca și element a schemelor care iau la achiziții materie prime, la achiziții materialelor necesare pentru producerea serviciilor, sunt și acolo multe scheme, dar în primul rând și managementul defectuos a acestor întreprinderi, observăm că conducerea întreprinderilor din domeniul energetic lasă de dorit. Ca de exemplu, am adus astăzi un exemplu foarte elocvent cu agentul termic, adică cu încălzirea. Da, bine, noi tot am pledat cândva că ar trebui de creat o unică întreprindere în acest domeniu. Trebuie de comasat CET1, CET2 și Termocom. Însă cum s-a produs acest lucru? Că astfel, în rezultatul acestei comasări, managementul a fost preluat la Mold Electric de persoane absolut incompetente care distrug conștient acest domeniu. Și așadar, Termocom astăzi este o întreprindere practic falimentată, CET1 este conservată și CET2 funcționează doar în jumătate capacităților sale. Și ca și rezultatul, producerea, chiar și acum în perioada lunilor de vară, producerea apei calde a crescut, deci sinecostul a crescut aproape în 2 ori. Adică dacă n-ar fi conservat CET1, producerea unui metru cub a apei calde urma să fie la nivel de 600 de lei. În realitate a fost peste 1000 de lei. Și iarăși oamenii achită aceste diferențe. Deci în ceea ce ține de activitate la aceste întreprinderi comasate, aici lasă de dorit din punct de vedere a organizării lucrurilor. Ar trebui redeschis CET1? Da, neapărat. Despre asta a vorbit astăzi și domnul Alexandru Comarov, care astăzi este consilierul municipal, iar în trecut a fost director la aceste centrale și care știe foarte bine domeniul și care a adus astăzi suficient de multe argumente că trebuie de redeschis această centrală și producerea, în cazul redeschiderii, în cazul optimizării procesului tehnologic, va produce chiar produsul ar fi mai ieftin? Produsul chiar poate fi și mai ieftin decât astăzi. Și ca rezultat și
tarif final pentru consumator poate fi mai ieftin. Și bineînțeles, ajungem la monopolistul de bază în Republica Moldova, gaz natural finosă. Astăzi am anunțat opinia publică că a fost semnat un acord absolut scandalos, un acord ilegal între Ministerul Economiei și Gaz Natural Finosă, prin care Ministerul Economiei a recunoscut pierderile financiare a acestei întreprinderi de circa 1.750.000.000 de lei și practic a recunoscut că prin ulterioarele majorări la tarif, aceste pierderi finosă urmează să întoarcă, dar din buzunarul cetățenilor și doar pentru anul 2017 sunt programate 600 de milioane de lei aceste pierderi financiare care urmează a fi incluse în tarif. Și am atras atenția opiniei publice că acest lucru este absolut ilegal, guvernul nu are nicio competență, deci de a da indicații ANRE-ului. ANRE-ul este organul abilitat de stat, organul absolut independent prin lege, și noi am dat și sugestia ANRE-ului că ANRE-ul urmează să nu îndeplinească aceste indicații a Ministerului Economiei. Am solicitat Guvernului Republicii Moldova să fie anulat acest acord semnat de Ministerul Economiei și am solicitat ca ANRE-ul să pornească, să dea comandă la un audit complex internațional ca să vedem ce face astăzi Finosa. Că dacă ei fac trimitere la eventuale pierderi, de unde s-au luat aceste pierderi? Scheme corupte? Și cel mai important, dacă noi vorbim că iată Finosa nu câștigă ceea ce doresc ei a câștiga, iată, am aici declarația pe venită doamnei Silvia Radu, fost director general la Finosa. Arătați la cameră ca să vadă și telespectatorii. Da, poftim. Este declarația care este publicată și pe site-ul Comisiei Electorale Centrale și iată, puteți vedea aici că pe parcursul la ultimii 2 ani doamna a ridicat 10 milioane de lei drept salariu de la o întreprindere care pretinde că are pierderi financiare. Și iată, noi trebuie astăzi să majorăm tariful și oamenii urmează să mai primească salarii, să achite acest salariu, și asta e doar un singur exemplu, doamna Silvia Radu, de acolo este apras, sunt vice-director, sunt șef de direcție care primesc salarii exagerat de mari. Și de ce noi astăzi am venit? Eu concluzionez că este domnul Ungureanu, care cu certitudine este specialist și mai bun decât eu în aceste întrebări, dar ca finalizare noi am spus astăzi foarte clar că noi nu vom permite aceste majorări. Am făcut demersuri către ANRE și către CNA ca să fie expertizată și să fie întreprins un audit acestor întreprinderi ca să scoatem la iveală adevărată starea acestor întreprinderi. Finosa este o întreprindere profitabilă și nu oamenii trebuie să achite aceste apetituri exagerate acestor domni care conduc astăzi la aceste întreprinderi. Domnul Ungureanu, spuneți-ne, vă rog, noi reprezentanții media, dar și societatea civilă am discutat foarte mult pe ideea că datoriile pentru energia termică nu vor mai putea fi achitate pe tranșe pe durata anului. Haideți să deschidem parantezele să vedem de ce. Este un impediment în exercitarea drepturilor oamenilor? Este o necesitate? Cum poate fi explicat? Faptul acesta este un pic straniu, deoarece este o practică normală practic în toate țările fostovietice, în țările care au trecut, precum a trecut Republica Moldova, prin anumite crize economice, că populația să-i se dea șansa de a achita parțial în tranșa aceste datorii, pentru că în special de-a lungul anului cele mai mari, așa să spunem, sume de bani care trebuie să le plătească oamenii se adună pentru încălzire, pentru că este o perioadă cea mai grea unde se duce cel mai mult cheltuieli. Dar aici trebuie să ținem cont și de un alt fapt, eficiența sistemului, pentru că sistemul actualmente existent în Republica Moldova nu este unul cel mai eficient și aceasta din mai multe puncte de vedere. Nu s-a investit în special în sistemele de distribuție a energiei, pentru că acum termoelectrica prezintă niște cifre de circa 20%, 21% pierderi. Pierderile cu adevărat sunt mult mai mari, trebuie să ne dăm seama. Nu s-a investit pentru că nu a fost voință politică, nu a existat management. Nu a existat în primul rând voință politică, iar într-al doilea rând sumele care erau destinate pentru aceste investiții, în cea mai mare parte în sistemul energetic. Și nu vorbesc acum doar de termoelectrica, care este acum întreprinderea formată din comasarea celor trei întreprinderi mari energetice, CET1, CET2 și Termocomo. Dar vorbesc și de alte întreprinderi. Iată, s-a vorbit aici despre
Moldova Gaz. Sunt foarte multe pierderi datorate anume actelor de corupție și aceasta a fost scoase, elucidate de către Camera, de către Curtea de Conturi, care a elucidat aceste lucruri când se cumpărau, spre exemplu, țevi de la prețul triplu față de cele care sunt în mod normal. Când se achitau lucrări care în mod normal, în deviz, sunt cu o sumă, dar ele se achită la dublu. Deci foarte multe lucruri care au fost delapidate. Iar în privința sistemului termoenergetic și căldura, care este o sarcină foarte grea pentru populația noastră, aici trebuie să atacăm problema de la sine, pentru că nu s-a investit în infrastructură. Este un management acum un pic defectuos, pentru că în loc să se facă accent pe acele capacități de generare care sunt foarte eficiente, precum la CET 1, sunt grupuri de generare care ar putea genera pe perioada caldă a anului, se are în vedere sezonul, chiar începând din martie, aprilie, până în octombrie, noiembrie, este mult mai eficient să se producă apa caldă pentru alimentarea orașului Chișinău, anume cu CET 1. Deci noi, acum, punând în conservație această stație, această centrală mare electrică, riscăm să o pierdem și deja sunt foarte multe voci care spun că vor închide, chiar se fac și anumite tendere-uri pentru a găsi companie care să dezasambleze toată întreprinderea, poate să vândă și teritoriul. Deci lucru care este inacceptabil pentru noi, pentru că pierdem în primul rând o capacitate de generare. Sunt grupuri turbogeneratoare care produc energie termică mult mai ieftin decât la CET 1, mai ales în condițiile în care sarcina termică în Chișinău a scăzut foarte mult. Foarte multe blocuri s-au deconectat, foarte multe blocuri construite noi au sistemul propriu de alimentare cu energie termică și cu apă caldă. Deci asta este o altă întrebare în care vom intra. Domnul Ungureanu, eu vreau un pic să ne oprim la ceea ce spuneați dumneavoastră acum anterior. Este vorba de deconectări. Haideți să vorbim ipotetic. Dacă cineva de la etajul 3 nu are datorii, iar colegul său sau vecinul său de la 4 le are și urmează să fie debranșat, sistemul va permite lucrul ăsta? Haideți să vedem din punct de vedere tehnic. După aceea ascultăm și ce va spune domnul deputat. Din punct de vedere tehnic, cum se va realiza? Pentru că suntem amenințați cu debranșarea, asta ne se spune. Actualmente sistemul tehnic existent în marea majoritate a clădirilor, puține clădiri care au sistemul paralel, care permite ca fiecare consumator să-și regleze volumul de energie termică consumat, precum își reglează energia electrică, precum apa și așa mai departe. Și este un drept normal al omului. Astăzi cetățeanul nu are acest drept. Și atunci ce facem? Debranșăm întreg blocul? Și atunci se recurge la practica aceasta de a amenința întreg blocul prin scrisori, prin scrisori către APLP-uri, către asociații care s-a creat acolo. Și prin aceasta există așa o tendință că dacă este o datorie mai mare de o anumită sumă sau 60% au datorii, ei pot să deconecteze întreg blocul și oamenii care plătesc regulat pot să rămână fără alimentare cu energie termică, doar că au vecini care nu pot să-și permită acest lucru. Domnule deputat, spuneți-mi, vă rog, există mecanisme viabile ca statul să intervină în această problemă și prețurile să rămână cel puțin la nivelul care sunt și oamenii să poată achita eșalonat aceste datorii? Asta interesează. Da, noi suntem absolut siguri că nu este temei rezonabil pentru majorarea tarifului. De astăzi, chiar și din punct de vedere că tariful include nu numai costul și sinecostul producerii serviciului care se prestează populației, dar și investiții, dar și amortizarea rețelelor, dar și modernizarea acestor rețele. Unde sunt acei bani care s-au acumulat? Dacă banii au fost îndreptați spre salarii, spre achiziții, spre achiziții de automobile, spre reparații luxoase care le-au făcut Finosa. Și astăzi cineva spune că iată s-au uzat rețele și haideți să mai strângem încă o dată dublu de la oamenii banii cei care sunt necesari pentru amortizarea sau modernizarea rețelelor de distribuție. Păi așteptați, dumneavoastră deja ați avut pe parcursul anilor inclus în tarif, inclus aceste cheltuieli. Unde sunt banii ăștia? De ce noi insistăm în primul rând la un audit internațional la acestor întreprinderi? Ca să vedem unde s-au dus. În ultimii ani a fost realizat un audit în cadrul acestor instituții? Deci e o procedură destul de șmecher. Da? Adică atunci când s-au purtat aceste discuții în coloare între Ministerul Economiei și Finosa, deci ei au dat comandă la un audit din România, este un oricare, eu chiar și-am uitat, o companie mică de audit care nu ne spune absolut nimic, pentru eventual... Și nu are credibilitate pe piață până la urmă. Pentru a avea argumente pentru nu știu ce, dar nu a fost un audit comandat de Andrei, de organe de stat, de instituții de stat din Moldova, ca să vedem ce face monopolistul nostru în energie electrică, ce face el cu banii. Ajungem la concluzia că a fost făcută doar pentru bifare. Da, da. Dar în continuare noi vom insista la un audit internațional pornit de instituțiile statului ca să vedem situația absolut reală. În ceea ce a spus domnul Ungureanu, da, de
aceste penalizări care pot fi aplicate sau unui bloc locativ sau unor locuitori a blocurilor locative. Juridic este o temă foarte interpretativă, însă sunt drepturile consumatorilor. Dacă un consumator este un consumator care achită serviciile, nimeni nu este în drept să-l deconecteze. Dar eu vreau să atrag atenția la altceva. De ce am dat genericul astăzi la conferință de presă genocid social continuu? Spuneți, în condiții în care oamenii au fost aduși, absolută majoritate, deoarece 40% din populație au intrat în incapacitate de plată, dar încă 40% sunt în incapacitate de plată momentan. Și ei prin tranșe, prin rate, achitau inclusiv și agentul termic. Ce a făcut Ministerul Economiei, care a semnat acest acord scandalos cu Finosa? Deci astăzi omul este obligat printr-o normă imperativă să achite totalmente acea factură care el o primește. Adică oamenii au fost lipsiți și de această modalitate de a achita încălzire termică în rate. Și mai mult, sunt prevăzute penalități dure, prin care oamenii pentru o lună de reținere la achitarea facturii vor fi penalizați cu 7,8. Da, adică oamenii care și așa sunt în capacitate de plată vor fi nevoiți eventual să achite tarif majorat și încă în cazul penalități, în care nu vor putea achita această factură, vor fi aplicate și penalități și oamenii până la urmă vor ajunge la o situație când sunt în capacitate de plată și așa cum astăzi face primăria municipiului Chișinău, sunt pornite litigii cu sute de apartamente. Domnule Bătrânce, dar aici ajungem în albia și problemelor sociale, poate în vizorul Ministerului Protecției Sociale și Familiei. Pensia medie, nu am acum cifre la îndemână, dar probabil e aproximativ în jurul a 1000 de lei. De unde luăm aceste mijloace financiare? Știți, este cel mai dureros lucru, deoarece pensionarii noștri sunt chiar sortiți, nici nu știu, genocidului. Foarte simplu, dacă inflația în ultimii ani ajunge pe an la 16, 17, 18%, lor le indexează această pensie cu 7-8%, adică ei anual încă sărăcesc cu 10% și oamenii nu pot permite unii lucruri absolut elementare. Dar eu vreau să spun că aici este, în ceea ce se indică Chișinău, că aici e cea mai mare problemă cu încălzirea și cele mai multe litigii în judecată. Ce a făcut Dorin Chertoacă, care atacă astăzi pensionarii pentru restanță la încălzire? Dacă în 2009 tariful la agent termic a fost de 686, nu, 700 de lei gigacalorie, din care bugetul local acoperea 40%, deci Consiliul Municipal, și oamenii real achitau 440 de lei pe gigacalorie. Astăzi e 1125 de lei, din care deja nicio compensație nominativă nu mai există și încă dacă și va fi majorat până la 1500%, nu numai pensionarii, 90% de oameni care sunt apți de lucru și care muncesc, nu vor putea achita aceste facturi. Și de ce și numim acest lucru genocid? Domnul Chertoacă probabil, nu, noi suntem siguri că el mimează integrarea europeană, el habar nu are că și în capitalele europene, și în București, și în Bruxelles, apropo, și în Kiev, și în Moscova, există compensații nominative. Peste tot, producerea agentului termic nu este un lucru avantajos. Și înțelegând acest lucru, că iată, sunt tarife care sunt, administrația publică centrală și locală intervin cu compensații nominative. Adică oamenii nu achită 100% din factură, 30, 40, 50% sunt achitate de către buget local sau central. La noi, capitala europeană și primărie, așa zis, europeană, ei pretind că oamenii trebuie să achite 100% din încălzire. Și atunci când oamenii intră în capacitate de plată, ei îi cheamă în judecată. Și prin judecată oamenii rămân fără apartamente. Așa vede cineva capitala europeană. Domnule Ungureanu, spuneți-ne, vă rog, în primul rând, pe mine, în calitate de consumator, mă interesează un lucru. Cât de transparente se dovedesc a fi mecanismele de calculare a acestor prețuri pe care urmează să le achităm fiecare dintre noi? Și după aceea, în aceeași ordine de idei, vreau să vă întreb dacă acest acord despre care spunea și domnul deputat cu ministerul poate fi anulat. Există mecanisme. Haideți să le luăm de la un capăt. Transparența în prețuri.
Pentru a vorbi despre transparența în prețuri, trebuie să avem o discuție despre siguranța sau, hai să spunem, credibilitatea mecanismului care realizează această transparență. Deci, credibilitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, care este organul abilitat de stat, organul care, conform legii, trebuie să țină toate lucrurile acestea sub control, trebuie să aibă un mecanism foarte transparent și clar publicului, cum se stabilesc tarifele în baza căror cheltuieli și, de asemenea, și ei să aibă mecanismele foarte clare ca să intre în bugetul sau în cheltuieli acestor mari jucători piața energetică, cei nominalizați, care să vadă exact dacă acele cheltuieli care le prezintă, spre exemplu, Union Fenosa sau care le prezintă Termoelectrica, alți jucători, dacă sunt reale și dacă nu le prezintă niște cifre doar scoase așa de pe hârtie și care, în baza cărora se calculeze tariful. Iată că în ultima perioadă am avut mai multe experiențe negative în care acest organ important, care este ANRE-ul, care este, trebuie să recunoaștem, este un organ foarte important într-o țară cum Republica Moldova și a pierdut credibilitatea. Din cauza că la momentele când trebuiau să fie ajustate tarifele încet cu încet, nu s-a produs acest lucru și n-avea să fie șocul atât de mare. Al doilea lucru care ne șterbește din credibilitatea acestui organ, că lucrează anume în anumite condiții foarte dependente de situația electorală, foarte mult s-a discutat despre aceasta, că înainte de perioada electorală nu se admit niciun fel de scumpiri, iar imediat după aceasta se scumpește și energia electrică și energia termică și vedem cazuri elocvente au fost și în 2015, și în 2016, anume ani electorali. Iar apoi, chiar însă și ANRE-ul își anulează anumite decizii proprii în dependență de situația politică. Deci lucrurile acestea au știrbit din credibilitatea acestei instituții și noi ca cetățeni deja nu putem fi siguri. Pentru că, spre exemplu, s-au luat decizii de scumpire, de majorare a tarifelor la energie electrică în noapte. Noaptea din vineri spre sâmbătă la orele 2 noapte. Deci care este iarăși o încălcare de lege. Pentru că nu se face transparent, nu se face discuții. Anumite acte și hotărâri ale ANRE-ului, cele sunt luate într-o manieră populistă, imediat la ordinul unui funcționar de stat, precum este prim-ministrul, care a spus exact cu cât se va micșora un anumit tarif pentru combustibil, pentru energie electrică sau termică și nu trece nici o lună de zile și acest lucru se întâmplă iarăși într-o manieră absolut intransparentă, fără să se petreacă discuții cu publicul, fără ca să se arate documentele, dar poate această ieftinire trebuia să fie mai accentuată. Eu vreau să vă întreb, astăzi făceam referință la țările vecine și la capitale. Ar fi o idee punctul zero ceea ce s-a întâmplat în alte țări, lichidarea acestor datorii și începerea de la zero? Aceasta ar fi o idee, dar iarăși aici trebuie să fim... E realizabilă sau ține practic de un alt context social-politic, de ce nu? Trebuie să ținem foarte bine seama de unde vin aceste datorii și pe seama cui vor cădea, pentru că oricum sunt anumite datorii înregistrate din partea altor furnizori, spre exemplu Termoelectra achiziționează gaz natural. Moldova Gaz și ea la rândul său achiziționează acest gaz. Trebuie să vedem de unde s-au format aceste datorii și care este dinamica lor, pentru că iată acum cum s-au spus că avem Union Fenosa sau Gaz Natural Fenosa care are pretenția de a mări tariful, deoarece sunt o serie întreagă de datorii acumulate de circa 1,8 miliarde ei, probabil este corect, dar trebuie iarăși aici să abordăm transparent. Nu să se facă un audit care îl comandă iarăși beneficiarul, pentru că nu putem vorbi despre o transparență, despre o echitate în acestui audit, dacă tot cei care îl comandă aceiași plătesc pentru ca să fie auditați. Pentru că atunci spun în termenii de referință a auditorului, spun anumite clauze foarte concrete. Dar acesta trebuie să fie făcut de un organ terț. De ce nu ANRE-ul sau statul sau alte organe care să auditeze? Atunci noi avem credibilitatea acestui audit care se realizeze. Și dar vom ști de unde Ministerul Economiei, domnul Calmâc, are o reacție pe marginea acestui? Domnul deputat, poate dumneavoastră mai mult. Păi dacă domnul Calmâc a semnat cu Union Finance acest acord scandalos și practic a recunoscut pierderile financiare ale Finosei. Asta Finosei, ne duce cu gândul că are un interes. Și practic el dispune prin acest acord ANRE-ului majorarea tarifelor. Noi de ce am solicitat ANRE-ului că ei să nu iei în calcul aceste indicații ilegale, deoarece ei sunt organ absolut independent și considerăm că nu este treaba Ministerului Economiei recunoașterea unor pierderi financiare a unui agent economic, mai ales care este monopolist în țară și care include în tarif la energie electrică, include și investiții și amortizarea și așa mai departe. De ce astăzi noi vom insista asupra unui audit internațional complex a activității acestor întreprinderi
energetice, dar totodată paralel noi am sesizat și CNAU, organul abilitat de stat de verificare activității instituțiilor, anume sub aspectul schemelor corupționiste, că noi considerăm cum de ei au demonstrat, nu știu cum, 1.750.000.000 de lei. Noi trebuie să vedem unde s-au dus acești bani și banii, acei bani care au fost acumulați pe parcursul anilor, cum au fost gestionați acești bani. Și dacă acești bani au fost gestionați într-un fel ilegal și au permis anumite abateri de la legi, de la normele bunului simț, înseamnă că factorii de decizie trebuie trași la răspundere, sancționați și ei trebuie să întoarcă banii înapoi. Nu cetățenii să achite managementul defectuos, corupt, acestor oameni care își permiteau lux de zeci de milioane, dar să întoarcă acești oameni care și-au permis într-o țară săracă, care este Republica Moldova, asemenea luxuri, achiziții de milioane, reparații de milioane, salarii de zeci de milioane și așa mai departe. Oameni, buni, noi unde trăim? Și atunci CNAU, ofițerii CNAU-ului urmează să vină în sediul Union Finosa, în alte sedi, și să vadă cine ce interese a avut. De ce cineva în Ministerul Economiei lubează și de ce cineva lubează și în Andrei. Deoarece noi cunoaștem că vineam și cu colegi din societate civilă, vineam cu argumente, nu cu idei populiste, dar vineam cu calcule foarte clare. Cum se poate de produs agent termic mai ieftin decât astăzi? Că este domnul Comorov, sunt alți experți care astăzi demonstrează că prin unele optimizări la CET1, CET2, prin unele lucruri organizatorie cu tehnice, noi putem chiar și să reducem tarif la încălzire la agent termic. Da? Astăzi ei spun de majorarea. La fel trebuie să procedăm și în cazul Union Finosa. Da, noi înțelegem că este o societate cu capital străin. Noi înțelegem că ei cu diferite abateri, 18-19 ani în urmă, au semnat acest acord care a prejudiciat interesul național al Republicii Moldova, dar totodată, dânșii astăzi sunt cei care dețin monopolul în Moldova. Dânșii au strâns 10 de miliarde de lei. Noi avem drept și statul Republica Moldova și CNAU și alte organe trebuie să vadă cum au fost gestionați acești bani, că astăzi se încearcă prin intermediul Ministerului Economiei să justifice pierderi financiare. Dar ce câștiguri financiare dumneavoastră ați planificat? Dar unde s-au dus bani pentru amortizare? Unde s-au dus bani pentru investiții în rețele de distribuție? De ce v-ați permis cheltuielile norme atunci dacă ați știut că banii ăștia urma să fie prevăzuți nu pentru salarii și lux, dar banii ăștia urma să fie prevăzuți pentru investiții în rețele, pentru investiții în optimizarea cheltuielilor. Dar cum s-a ajuns la ideea monopolului pe piața acestei? Nu, deja este, deja ține de trecut, anii 90, atunci când așa zișii democrați, practic, au furat, au privatizat totul în Republica Moldova și totul ce a rămas în urmă, cum îi spun, ocupanților, i-au pus mâna pe aceste întreprinderi, pe aceste instituții. Republica Moldova a fost furată nu numai în cauza acestui acord cu Finosa, dar atunci când, unica ce vreau să spun, da, ceea ce este strigător în cazul acestui acord cu Finosa, atunci când Finosa a devenit monopolist în țară, ei nu au chitat niciun leu pentru rețelele de distribuție. Au primit aceste rețele de distribuție gratis. Unu. Doi. În acel acord, după care Finosa a devenit monopolist în Moldova, este stipulat, prevăzut un lucru absolut strigător la cer, conform căruia ei vor efectua investiții din tarif. Adică din ceea ce vor strânge ei de la oameni, de la populație, ei vor face Păi ce fel de investitor voi sunteți dacă voi nu veniți cu investiții din afară țării? Și fel de capital străin voi sunteți dacă voi privedeți un acord că veți face investiții, veți dezvolta din tarife, din ceea ce achită populație. Pentru ce? La fel s-a procedat și în cazul aeroportului internațional Chișinău, așa, pentru ca o remarcă. Astăzi investiții în aeroport vor fi executate din plata tarifară, din servicii. Și este aceeași abordare a oamenilor care au o mentalitate a hoților, a cei care sunt deprinși să fure de la stat, să privatizeze ceea ce nu-i aparține lor. Da, astăzi o să fie foarte greu să atragem gaz natural Finosa, să o atragem la răspundere așa cum ar trebui. Că dacă asta ar fi, cum în alte state mai civilizate, o instituție de stat, atunci statul ar avea mai multe pârghii. Domnul Ungureanu, eu vreau să revenim un pic la datorii.
modul în care s-au calculat ele. Și vreți, nu vreți, dar fiecare dintre noi am fost martorii cel puțin a unui caz în care energia care trebuia să ajungă în casele noastre, mă refer la apa caldă, curgea pe străzi zile întregi și uneori fără a se interveni. Cine plătește sau cine o plătește? Păi în mod normal aceasta o plătim noi în situația actuală, pentru că toate pierderile acestea, fără a fi un plafon oarecare de limită, intră în tarif. Deci lucrul care îl propunem și lucrul care ar trebui să fie făcut, deci să existe un anumit plafon limită de pierderi care se admit și acest plafon în mod normal, anual, ar trebui să coboare. Asta însemnând că dacă se face investiții în rețea, dacă se fac anumite, ei cum pretind că în tariful în care se ia, se iau și pentru investiții, făcând aceste investiții trebuie să îmbunătățești calitatea. Deci întreruperile de energie electrică, întreruperile de alimentare cu apă, aceste ieșiri de apă care curg pe străzi zile întregi și nimeni nu le observă, ar trebui să fie mult mai puține. Deci toate aceste lucruri ar însemna că se fac careva investiții. Și ele sunt transmise în factura pe care o primim fiecare dintre noi. Eu chiar aici intervin foarte laconic la ceea ce a spus domnul Ungureanu. Cum se formează tarif? Asta ca să înțeleagă telespectatorii. Tarif se consideră din sine costul produsului, adică din ce materie care a fost utilizată, materiale, așa mai departe. Dar și din pierderi. În tarif sunt incluse și pierderi neprevăzute. Și în tarif sunt incluse, este inclusă și plata pentru amortizare și plata pentru investiții. Adică oamenii plătesc nu doar costul acestui serviciu, dar și unele lucruri care țin de investiții, amortizare și pierderi. Adică urma în mod normal și Finosa, și Termoelectrica, Termocomul să adune o sumă de bani din acest tarif, care sunt banii prevăzuți pentru unele lucruri chiar și force major. Da, problemele cu rețele. Se formează un rezervă. Lucrurile astea, deci cu pierderile este foarte interesantă situația cu Moldova Gaz, unde chiar și până acum încă nu s-au pus foarte bine lucrurile la punct și sunt într-un litigiu cu ANRE-ul care să fie plafonul de pierderi care se permite. Actualmente s-a ajuns la o idee că să se permită 32 milioane metri cubi pe an. Deci pierderi care parcă s-ar pierde acolo unde se conectează țevile la punctele de măsurare și mai departe. Pe când în realitate s-au făcut anumite măsuri și acestea sunt mult mai mici. Iată această diferență de pierderi, uneori este comercializată între aceștia și, deci, lucrurile astea trebuie să le știm foarte bine, să vedem care sunt pierderile care se permit și este clar că ele intră într-o anumită formă în tarif și intră un anumit plafon de pierderi, care, dar acestea, dacă le lăsăm atât de mari, de exemplu, un anumit procent, deci ele trebuiesc cel puțin micșorate anual, trebuie să existe un plan prin care administrația, managementul acestor întreprinderi să vină și să spună, uitați, noi vom micșora anual aceste pierderi, pentru că nu pot să intre pur și simplu așa. Iar cu gaz natural Fenosa a mai existat o problemă, aș spune, serioasă, care a fost scoasă de către și alți colegi în evidență, spre exemplu și domnul Tofilat și alții au vorbit, că au fost reevaluate activele acestei întreprinderi și s-au adăugat în valoarea acesteia circa 100 de milioane de dolari, care până la urmă iarăși au fost amortizați prin tarif. Deci haideți să vedem, dacă recunoaștem că sunt aceste pierderi de circa 1,38 miliarde lei, dați să vedem ce vor fi cu pierderile sau cu aceste amortizări care, bine, au fost incluse, nu știu cum au fost incluse la reevaluare în tarif și au fost amortizate prin tarif. Deci, care este partea legală, cât de mult luăm din această amortizare ca să o considerăm legală a fost amortizat și cât mult luăm din aceste tarife și atunci să facem o egalare, o balansare. Doar prin aceasta ar trebui să încercăm să schimbăm un pic situația ca să o aducem în câmpul legal. Da, nu e simplu, dar totodată nu e așa de complicat. De ce solicităm audit internațional? Noi vrem să vedem câți bani au strâns fiecare companie care prestează servicii. Și să vedem din acest val de bani, din acest flux de bani, să vedem câți bani au fost destinați pentru amortizare, pentru investiții, pentru reparații curente și pentru pierderi. Și să putem dovedi populației, să putem demonstra la toată lumea că iată, Fenosa a avut sute de milioane de lei. Eu primit de la stat rețele de distribuție gratis, absolut gratis. Este investitor care a strâns toți acești ani, a strâns bani din partea populației. Și până la urmă, banii ăștia au plecat undeva și astăzi s-au pomenit că acele rețele care eu primit gratis s-au uzat. Trebuie de investit în aceste rețele și de să strângem acești bani de la populație. Domnule Bătrânce, asta ar însemna că la ora actuală noi ar trebui să credem pe cuvânt și Apă Canal, și Union Fenosa, și Termoelectrica, ce ne ar spune ei? Nu mai credem noi lor pe cuvânt. Noi vrem să vedem rezultatele unui audit internațional și noi vrem să vedem de la CNA o anchetă foarte, foarte minuțioasă, ca să vedem cum s-au gestionat acei bani care au fost acumulați de aceste întreprinderi. Că aceste întreprinderi au acumulat
miliarde de lei. Cum s-a gestionat aceste miliarde de lei? Pentru achiziții nesănătoase sau pentru investiții în rețele, pentru îmbunătățirea calității, pentru modernizarea rețelelor? Sau banii ăștia pur și simplu au fost cheltuiți așa cum au dorit acești manageri de 10 de milioane de lei? Și de aceea noi considerăm că CNA urmează să fie un organ foarte activ aici. Noi vrem să vedem cum au fost cheltuiți, cum au fost gestionați banii care au fost strâns și din partea populației. Dar ce se primește astăzi? Eu repet încă o dată că asta e important. Banii ăștia la care ei pretind pierderi financiare. Banii ăștia ei vor iarăși să strângă de la cetățeni ca să facă unele lucrări de modernizare, de reparații curente. Păi așteptați, în tarif ați avut inclus și taxe pentru reparații curente și pentru pierderi. Cine a furat acești bani până la urmă? Înseamnă că dacă banii ăștia nu au ajuns la destinație, la modernizare, reparații și acoperirea pierderilor, înseamnă că banii ăștia cineva le-a furat prin scheme corupționiste. Normal că nu le-a luat pur și simplu așa. Dar la procurare, la materiale, prin unii intermediari care au fost introduși în această schemă intenționat, că prin intermediari, știm bine, apare un SRL sau o întreprindere la mijloc și acolo pot stoca 10% din tot valul, din toate fluxurile financiare. Noi vrem să vedem, noi vrem să aflăm cine a furat bani. Haideți să încercăm să elucidăm. Poate e o întrebare retorică, spunea domnul Bătrâncea. Unde sunt acești bani? Și tot aici poate vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre aceste plăți, de ce problema se acutizează tocmai în sezonul rece? De ce nu ne conducem după principiul ca iarna să facem căruță, iar vara sanie? Ca să ne conducem de acest principiu trebuie să avem o viziune, trebuie să avem un management foarte bun, un management cu viziune strategică cel puțin, atât la întreprinderile respective, cât și la organele care verifică, care controlează aceasta. Din păcate s-a creat o situație în ultima perioadă în Republica Moldova că nici la organele precum ministerele, agențiile care verifică acești mari furnizori nu există o viziune foarte bună care să-i tragă din timp, să facă din timp anumite strategii, să vadă cum ieșim, cum intrăm în iarnă, cum ieșim din iarnă și care vor fi tarifele. Aceasta și încerc să înțelegem. Și nici la întreprinderile respective, dacă se ajunge într-o asemenea hal că se iau bani în tarif, sunt incluse cheltuieli, sunt incluse pierderile, sunt incluse chiar și acele cote de investiții care iarăși este inclusă acolo și noi nu putem să... Deci haideți să vedem ce s-a întâmplat parcursul acestei perioade cu această cotă pentru investiții, pentru că de la fiecare tarif, un anumit procent, dar fiecare kilowatt înmulțit la cantitatea cât este consumat, este enorm. Sunt miliarde. Deci, lucrurile astea trebuie să verificăm unde. Să vedem care sunt schemele de achiziții, pentru că cum s-a demonstrat acest scandalul din ultima perioadă cu achizițiile alimentelor publice, iarăși, prin aceste achiziții care se petrec, se fac foarte multe scheme corupționale, se interpun fel de fel de SRL-uri, se pun anumite pile pentru anumite companii care trebuie să câștige sau se reface, de exemplu, se dă prețul cel mai bun, dar după care se recalculează iarăși prețul, se dă iarăși un preț mai mare. Deci, lucruri care sunt deja foarte bine cunoscute. Trebuie să existe o voință din partea organelor de verificare și control, deci precum CNA, precum poliția, alte organe, care procuratura, care trebuie să se autosesizeze în aceste cazuri, dar trebuie să existe și un profesionalism, ca ei să se apuce de aceste lucruri, să nu fie doar niște marionete și să nu ne jăluim permanent că nu avem instrumente. Acolo unde nu sunt instrumente suficiente, trebuie să achiziționăm, poate, servicii de auditare, să ne auditeze cineva din exterior, dacă nu ne pricepem noi, dar în mod normal, eu cred că în marea majoritate a cazurilor avem suficientă capacități în instituțiile de stat, precum ANRE-ul, precum CNA-ul, precum alte organe de verificare, care pot să verifice chiar și Curtea de Conturi. Uneori poate să verifice anumite companii care sunt semi de stat, precum Moldova Gaz sau alte companii care au o cotă oarecare stat, Apa Canal, de ce nu? Deci lucrurile astea trebuie să fie foarte bine verificate. Sunt foarte multe rapoarte ale Curții de Conturi care au fost realizate în perioada precedentă. Iată, aceste rapoarte trebuiau să trezească interesul procuraturii. Nu au fost niciun caz din asemenea. Nu au intrat nimeni la pușcărie sau nu s-au deschis niciun dosar penal, pentru că iarăși erau interese politice, interese de clan. Aici ajung, domnul Bătrâncea. Sunt interese politice? Aceste instituții sunt politizate? Aici asta se numește foarte simplu hoție, lăcomie și dorința cuiva să aibă venituri exagerate. Iată, sunt de acord cu domnul Ungureanu, au fost cândva înlăturați profesioniștii de la conducerea acestor instituții. Iacă să luăm un caz foarte real. Doamna Herța Apa Canal. Da, adică persoana de încredere a locuitoacă care a fost delegată, care, apropo, împreună cu dânsul,
care trebuie să facă pușcărie, au gestionat miliarde de lei bugetul municipal, care au dus la majorarea foarte semnificativă a datoriilor primăriei și datoriilor interne și datoriilor externe. Și doamna asta a fost trimisă de Chirtoacă, un om din credere la Apă Canal, Apă Canal care vinde apa din Nistru și o aduce la oamenii prin rețele care au fost construite încă de ocupanți de sovietici, și este un sac de bani prin care ei vor să câștige. Și iată o persoană din... Doamna Hersa este din domeniul serviciilor comunal locative, doamna are studii tehnice, doamna are pregătire și experiență în țară. Bineînțeles că nu. Este doar o persoană care este persoană de încredere, care trebuie să dirigeze fluxurile financiare și să ducă la partid, să ducă lui Dorin Chirtoacă, că el să aibă de cazinouri, să-i ducă bani lunar și să finanțeze Partidul Liberal. La fel s-a procedat și în alte instituții, Termocom, acum Termoelectrica. Oamenii care gestionează, conduc, administrează aceste întreprinderi, ei nu sunt promovați din mediul profesioniștilor, experților, nu sunt promovați din mediul oamenilor care au experiență, ca de exemplu domnul Comarov, care a fost cu noi azi la conferință de presă. Că atunci când a fost domnul Comarov și atunci când ceturile în Moldova, în Chișinău, funcționau, iată noi vedem tariful 680 de lei. Astăzi deja un CET este conservat, alt CET lucrează doar în jumătate capacităților și iată cineva produce în mici, la mici produceri, produce agent termic și apă caldă la preț dublu. Și ei spun de careva eventuale pierderi. Noi trebuie să întoarcem în acest domeniu oamenii, să fie oameni profesioniști, oameni pregătiți, oamenii care știu ce înseamnă țavă de branșament, care știu ce înseamnă rețele de distribuție, oamenii care știu cum spate organizatoricul tehnologic de optimizat acest tarif. Dar noi avem oamenii care merg încolo ca să influențeze fluxurile financiare, ca aceala să aducă contract cu un serilecutare care prestează un material de și fac interese prin SRL-uri, prin diferite companii private obscure care apar peste noapte ca ciuperci. Aceste societăți comerciale pe urmă dispar ca și ciuperci după aia că vine și cineva și strânge, apar alți intermediari, alți. Dacă e să vedem, să facem expertiză, de ce noi insistăm ca cineva să facă acest lucru? Să vedem la ce prețuri au fost achiziționate materiale pentru producere. Dar poate aceste prețuri au fost mai mari decât mediul pe piață. Noi trebuie să vedem. Dar problema de bază poate fi soluționată. Problema poate fi soluționată doar atunci când vom întoarce oameni din domeniu. Domnul Ungureanu, aici iată firul logic la oamenii în domeniu. Vreau să vă întreb rolul societății civile și rolul acestor instituții despre care discutăm noi. Există o colaborare? Dumneavoastră în calitate de expert ați fost cel puțin invitat câteva ori sau cel puțin o dată pentru a vă expune viziunea asupra modului în care sunt calculate aceste tarife în raport cu pierderile din rețea care discutam astăzi, ca să punem umărul împreună ca să soluționăm în cazul în care destinii stătători nu o pot face. Rolul societății civile ar fi ca să pună presiune împreună cu experții din domeniu, împreună cu oamenii care trebuie să fie în aceste domenii, cum a spus și domnul deputat. Deci trebuie să încercăm să influențăm. Dacă asemenea scheme politice, scheme corupționale funcționează, deci ele trebuie cel puțin tergiversate un pic. Am fost la numeroase ședințe care se fac publice pe tema tarifelor, dar unele din acestea nu se fac. Se soldează cu rezultate? Suntem uneori doar ascultați, iar uneori nici nu avem posibilitatea să ne expunem, pentru că se petrec într-o manieră foarte închisă, foarte netransparentă. Sala în care are loc o asemenea ședință este foarte mică, poate, cred că în mod special aleasă ca oamenii să nu poată să vină, nu poată să-și expună. Nici noi, ca experții din domeniu, nu putem uneori să încăpem sau trebuie să ne stăm în niște condiții care nu sunt nici de cum condiții de o dezbatere publică, hai așa să spunem, în care să ne expunem care sunt viziunile noastre. Documentația nu este publicată la timp. Am avut chiar și un litigiu cu Andreu pe această temă, pe netransparența în preluarea anumitor decizii de schimbare a tarifelor, care iarăși nu s-a soldat cu... Mă scuzați că vă întrerup. Un raport, odată într-un trimestru, ar fi real ca aceste instituții să ne-l facă publice, cel puțin prin intermediul site-ului lor, ca să vedem că lucrurile cel puțin se vor a se mișca într-o direcție corectă.
ar trebui să existe o voință politică și un instrument politic care să-i impună să facă acest lucru, pentru că cel puțin un raport, chiar și dacă el la început nu este atât de calitativ, nu este atât de minuțios, dar până la urmă se va crea un instrument prin care ei vor raporta anumite date. Apoi vom spune ce date trebuie să fie în acest raport, cât de calitative și cât de minuțioase ar trebui să fie acestea. Atenția, deci spune. Noi am putea ca societate să înțelegem, nu ca să ni se dea anumite documente foarte complexe, foarte, în care nimeni practic să nu înțeleagă. Și aceste documente toți sunt date pe fracții, parțial, ca nici specialiștii să nu poată intra foarte bine în acest domeniu, pentru că există o anumită parte din adevăr, dar o altă parte este ascunsă. Deci nu sunt date toate documentele publicității în baza cărora se calculează aceste tarife. Și iarăși noi rămânem în aer, pentru că nu cunoaștem exact și nu transparent cum se formează aceste tarife. Domnule deputat, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Ce urmează să întreprindă Partidul Socialiștilor și cum va încerca să soluționeze problema? Pentru că este una destul de dificilă. Deci vom insista pe un audit complex internațional ca să vedem ce au făcut în ultimii ani întreprinderile noastre energetice. Doi, vom lucra intensiv cu CNA-ul, ca împreună cu CNA-ul să vedem unde au dispărut bani. Că e foarte, că în afară că trebuiesc oameni profesioniști, oameni din domeniu care să fie administratori la aceste întreprinderi, trebuie să avem și o transparență. Dacă s-au strâns în acești ani banii de la populație, trebuie să vedem un cont special pentru modernizare, un cont special pentru reparații curente, pentru force major și mai departe, să vedem cum s-au gestionat bani. Și trebuie să găsim acești bani. Și noi sperăm mult că vom găsi acești bani cu ajutorul unui audit internațional și cu ajutorul CNA-ului. Și vom scoate la suprafață acele scheme care au fost intermediari și acele scheme prin care banii care s-au strâns pe conturile instituțiilor respective, întreprinderilor respective, au fost gestionați ilegal și banii ăștia au fost spălați, așa cum spune în popor. Vom face totul ca să scoatem la suprafață aceste scheme și sperăm mult ca în rezultat să atingem mai multă transparență aici, ca societatea, nu numai cum a spus foarte bine dumneavoastră, domnul Madan, că trebuie să fie transparență și prin rapoarte, prin afișarea rapoartelor, dar și prin gestionarea finanțelor. Ca să știm că iată Apă Canal sau Finosa sau alte întreprinderi. Lunar au colectat 1 miliard de lei pentru modernizarea rețelelor care ei i-au primit gratis. Și noi să știm că aceste rețele vor fi modernizate din contul lor, celor agenți economici care câștigă din banii ăștia, dar nu din banii cetățenilor prin tarife. Urmează să ne luptăm cu acest sistem vicios, urmează să ne luptăm cu politicienii care acoperă aceste crime, deoarece fiecare au delegat chiar și în alimentația copiilor au ajuns să fure bani. Și iarăși, e factor politic absolut, da? Că liberalii nu au scăpat alimentația copiilor. Practic, starea de lucru este în toate ministerile controlate de către liberali. Și de aceea, care au pus instituții trebuie, ca și în Rio e foarte important, urmează să fie cu adevărat independente, cu adevărat transparente, nu politicienii să spună, ia hai descompensăm 2 miliarde de lei eventuale pierderi financiare, ia că capitalul străin are nevoie să mai scoată niște bani din țară. Așa că urmează să luptăm, luptă continuă și iată sub paravanul alegerilor cu părere de rău, vedeți ce porcării se fac și acum au trecut alegerile, așteaptă sărbători de iarnă ca să majoreze tarife, înseamnă că vom avea de muncit mult, trebuie să ducem lupta până la sfârșit. Bine, am câștigat alegerile președintelui, dar urmează să avem alegeri anticipate, urmează să avem un procuror general care să facă fața problemelor și care să facă legi în țară. Urmează atunci, după parlamentare, să formăm un guvern din profesioniști, nu reșind din și carnet de partid, el are roșu, verde, albastru și mai departe. Noi trebuie să avem concursuri publice. Ca urmare a concursurilor publice, trebuie să avem profesioniști care să gestioneze toate aceste probleme. Domnule deputat, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Pe această notă anunțăm că timpul, cu părere de rău, s-a scurs mult prea repede, multe aspecte au rămas pe din afară. Vă invităm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, o seară bună alături de Accent TV.